După cum puteți vedea, internetul nu a ajuns încă aici la mine acasă, la Poalele Muntului, dar sunt foarte mulțumit că pot să accesez internetul la Biblionet, chiar dacă am drum lung de sărbătut până acolo. Foarte mulți oameni din comunitate au început să viziteze biblioteca, chiar dacă până atunci nu veniseră aici. Toată lumea are acces la informație, indiferent de condiția socială din care aparține. Când avem internet la bibliotecă, venim mult mai des, venim mai mult și căutăm fiecare ce dorim. Și-au trimis analize medicale scanate pe multifuncționala de la Biblionet și au primit răspunsuri pentru consultații programate în orașele mari ale țării. Putem vedea filme, ne putem informa pentru diferite referate, gramatică, definiții la obiecte. De asemenea și alte persoane care erau în căutarea unui loc de muncă și au depus CV-urile și prin intermediul unor site-uri de specialitate și au găsit și loc de muncă. Toate informațiile care le doreau le-au găsit aici. Nimeni nu a știut ce să facă cu schimbările care au intervenit de după 89. Și nimeni nu a avut o strategie coerentă pe termen mediu, pe termen lung, în privința bibliotecilor publice. Și între timp, biblioteca publică s-a degradat. Biblionet, a 5-year program that facilitates free access to information for Romanian citizens, is launched on the National Librarians Day. The overall goal is to provide Romanian citizens with the access to information. Until 2014, Romania's Biblionet program, implemented by the International Research and Exchanges Board, IREX, with a $26.9 million investment from the Bill and Melinda Gates Foundation, will help libraries better serve their communities through technology and training, will provide assistance to the National Association of Public Libraries and Librarians in Romania, and foster government support for the library system. Începând de ieri, Buzău beneficiază de instalarea celor calculatoare promise care să ducă la niște servicii moderne de bibliotecă. Astăzi, bibliotecile trebuie să îndeplinească o funcție majoră și ele devin și centre culturale și centre de socializare. So, if you were to give a definition about what a library means to you, what would that be? Informații. Comunicare. Cultură. Relaxare. Distracție. Concursuri. Recreere. Pasiuni.